Doamnelor și domnilor, invitatul special al punctului Porion de astăzi este domnul Stelian Chiforescu, vicepreședinte Valvis Holding Group. Vă mulțumesc tare mult pentru amabilitatea de a accepta acest interviu. Colegul nostru, domnul Daniel Passat, lipsește din formula noastră clasică, dar m-am gândit că acum în prag de 1 mai muncitoresc și cu două săptămâni înainte de 15 mai, ziua în care toți românii așteaptă ridicarea acestor restricții, să avem acest scurt interviu, domnule Stelian Chiforescu. Încă o dată bună ziua și vă mulțumesc tare mult! Bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc! Am trecut cu bine de sărbătoarea pascală, atât la Vatra Doamnei, cât și la nivel național. Sperăm să se întâmple același lucru și de 1 mai, deși ieri la știrile naționale am văzut că Bucureștiul a început să fie destul de plin. Ce părere aveți? Vor fi în continuare românii ascultători sau își cam pierd răbdarea, iar 15 mai ar trebui să ne dea să fie motiv de îngrijorare? Care e punctul dumneavoastră de vedere? Eu cred că românii ar trebui să fie ascultători. Știu că răbdarea au ajuns la limite la foarte mulți, știu că statul în clasă nu face bine psihic, dar dacă se vor relaxa de la 15 mai, mi-este frică că ne vom întoarce de unde am plecat sau chiar mai rău. Pentru că, după cum observați, ridicarea temperaturii de afară nu ajută la protecție. Sunt țări care, unde sunt temperaturi de 30 de grade, 40, ca în Brazilia, și pandemia în plină floare. Deci cred că restricțiile trebuie să rămână. Eu sunt pentru că aceste restricții să rămână cel puțin încă o lună de zile, undeva până măcar la 1 iunie, pentru că dacă până acum s-au reușit controlul acestei pandemii și numărul de morți, chiar dacă este mare, nu este foarte mare, nu am pățit cazul Italiei sau a Franței sau a Spaniei sau a Angliei, putem să o pățim de acum. Nu știu, lumea trebuie să înțeleagă că s-a schimbat ceva, s-a schimbat definitiv, s-ar putea să conviețuim cu acest virus ani de zile. Și trebuie să purtăm mască, să purtăm mănuși, să ne păzim și trebuie să înțelegem că viața va fi mult mai restrictivă. Asta e părerea mea. Da, mâine voi avea un interviu cu câțiva agenți economici din turismul dornean, generația tânără. Voi vorbi cu domnul Irinel Ghiban, cu Adi Chiforescu, cu Bogdana Petri, cu Paul Candrea, cu Dinu Cioată de la restaurantul pizzerie Lordinu. Să vedem ce se întâmplă, pentru că foarte mulți români și-au anulat rezervările pe care le aveau în lunile de vară. De asemenea, există, văd, plutește în aer o dorință de a reveni măcar la terase și la restaurante, chiar dacă guvernul nu a decis nimic în acest sens. Cum credeți dumneavoastră că ce se va întâmpla după 15 mai? Se vor redeschide terasele, restaurantele? Ce veți face voi la Hotel Dorna? Ce ați decis? Deci eu nu cred că se vor redeschide restaurantele și terasele. Ar fi o greșeală. Eu nu cred că guvernul va face greșeli de acest tip. Deci guvernul României a luat o decizie la începutul acestei crize de a porni pe un anumit tip de protecție. Acela care l-a hotărât, cu reducerea activității, cu oameni care stau în casă. Deci am mers pe acest drum. Țări ca Suedia sau Elveția, sau Olanda, Belgia, au dat libertate. Domnule, circulați, nu se întâmplă nimic. Vedeți unde sunt ele la numărul de morți, ce catastrofe s-au întâmplat. Inclusiv Anglia la început a zis, și după aia au revenit la acum și deja este a doua țară cu numărul de morți din Europa, a depășit, deci în spatele Italiei imediat, a depășit Spania. Deci ar fi păcat acum, ar fi foarte mare păcat, am pierdut și economic. Deci acele țări care au hotărât să dea libertate de mișcare, n-au pierdut, să spunem, economic. Deci și criza va veni pe total. Vom explica mai încolo, dacă doriți, ce înseamnă criza care va veni. Acum am stat și în casă, am stat două luni în casă, riscăm să pierdem și ce am câștigat în aceste două luni, adică am oprit răspândirea și să avem și criza economică care vine. Deci am suprapune două crize. Ar fi păcat.
Eu cred că nu se va întâmpla și cred că guvernanții, Dumnezeu le va lumina mintea să mai țină această stare de urgență sau cel puțin restricția. Cred că în turism putem discuta de activitate în Vatra Dornei. Părerea mea, nu știu, cei tineri o să-și spună părerile lor, începând cu 1 iulie. Așa cred eu. 1 iulie. Iulie, da. Nu, luna iunie oricum nu era niciodată o lună de turism în Vatra Dornei. Să fim deschiși. Luna iunie începea turismul cu cei de la casa de pensii care veneau la marile hoteluri cu tichete, cu bilete prin Ministerul Muncii. Acei oameni acum au o problemă pentru că oamenii care patronează turismul acesta au o problemă pentru că majoritatea celor care veneau erau peste 65 de ani. Restricții nu cred că se vor ridica pentru cei de peste 65, pentru cei cu vârsta care au probleme, deci cea mai vulnerabilă. Deci este o mare problemă pentru cei care au afaceri în domeniul acesta. Deci eu nu cred că putem discuta în Vatra Dornei mai repede de 1 iulie de relansarea turismului, așa, sub nu știu ce formă, pentru că vor trebui foarte, foarte multe precauții pentru personalul care îl avem, pentru turiștii care vin. Deci va trebui să niște reguli foarte, foarte stricte și turistul trebuie să înțeleagă că dacă vine, intră într-un hotel, trebuie să supună unor reguli. Deci acel grad de libertate care exista înainte nu va mai fi degrabă niciodată. Adică va fi, dar nu am făcut un... Da. Da, așa este. O greșeală de exprimare. Deci nu va fi de grabă. Deci pentru că până nu apare un vaccin, încă lumea să se simte iară dezinvoltă, să poată circula, să iasă, să copii, să râdă, înghețată, prăjituri, grupuri, va fi un fel de turism așa, în familie, închiși într-o cameră, ieșit foarte puțin, cu o mască, la restaurant, mese foarte rare. Deci sunt o grămadă de propuneri. Eu am văzut inclusiv ședințele celor de la patronatul din turism balnear, în care societatea pe care o are familia mea este membră și nici ei nu știu ce o să facă. Sunt discuții cu secretarul de stat care răspunde de turism. A fost ieri o întâlnire, nimeni n-are idei prea clare, urmează o întâlnire iarăși pe 8 mai, nu știu ce o să fie. Inclusiv la Vatra Dornei, noi ne-am întâlnit vreo 7 sau 8 oameni care au afaceri în turism, am avut o întâlnire așa mai distanțată la 4-5 metri unul de altul și ne-am consultat cu ce am putea face și ce am putea solicita guvernului. Și chiar am trimis o adresă din partea noastră, la tuturor, către ministrul economiei, secretarului de stat pentru turism, cu niște propuneri ale noastre pentru un ajutor. Pentru că este clar că turismul are nevoie de ajutor de stat, fără altfel nu va funcționa. Nu va funcționa, este clar, pentru toată lumea. Dacă cineva își închipuie că poate să funcționeze anul care urmează, nu vorbim calendaristic, începând din vara asta până în vara viitoare, fără ajutor de stat, nu poate. Da, și în urmă cu 2 zile am avut și o intervenție telefonică la telefonul zilei cu doamna Maria Pintescu, directorul economic al UAT Vatra Dornei, și își arăta și dumnei îngrijorarea că dacă Vatra Dornei va pierde sezonul de vară, nici bugetul local nu va sta foarte bine. După primul trimestru, lucrurile stau comparativ egal față de anul trecut, dar din aprilie s-ar putea să vină tsunamiul inclusiv la nivel local și e păcat pentru că sunt niște proiecte care au nevoie de cofinanțări, au nevoie să meargă mai departe, sunt niște cheltuieli, e păcat chiar deci, acum la final. Problema UAT-ului Vatra Dornei este alta. Problema celor din turism e cu totul alta. Cei de la UAT probabil că o să aibă o problemă de încasare, dar trebuie să gândească, trebuie să vină cu o propunere să ne ajute pe noi cei din turism. Vor trebui să reducă impozitele către noi. Deci, chiar dacă le sună foarte, cuvântul vine greu în urechile lor, deci dacă nu reduc impozitele pe clădiri care le avem de plătit către UAT-ul pe acest an, vor risca să nu mai primească nimic nici în viitor, pentru că se va începe acea rostogolire de pierderi și atunci firmele vor închide și anul viitor nu vor primi deloc. Acum trebuie să se mulțumească cu mai puțin, trebuie să vină Consiliul Local, e clar că trebuie să aibă o ședință și o discuție pe această temă, încât să reducă impozite la
la agenții economici din turism, mă refer la cei care au restaurante, la cei care au, care au hoteluri. Pentru că nu, altfel nu putem să vină un ajutor, nu, atât cât vine de la guvern, trebuie să vină și un ajutor de la, de la Consiliul Local. Fără discuție, altfel nu o să putem. Nu o să putem rezista. Nu o să putem plăti impozitele și atunci anul viitor nu o să mai plătim deloc, o să înceapă firmele să închidă și va fi mai mare dezastru. Primăria va trebui să se împrumute, acum am înțeles de la un interviu care l-am văzut al, cred că al domnului prim-ministru sau al ministrului de finanțe, nu rețin care, a spus că va mări plafonul de îndatorare a primăriilor. Deci vor putea să crească peste acel 30% din... Deci vor trebui să se împrumute și cu bani împrumutați să se rezolve probleme. Dar în primul rând trebuie să se gândească și ei la o metodă de a-și reduce cheltuielile. Nu știu, reducând din personal, probabil, sau reducând din salarii, pentru că noi, toată lumea, am redus salariile la, la angajații noștri. I-am trimis în șomaj tehnic și când vom reporni, nu știu dacă vom putea porni, vom porni cu alte salarii, mult mai mici, pentru că nu... Deci toată lumea face un sacrificiu. Acel sacrificiu trebuie să vină și din partea primăriei, Bata Dorme. Fără discuții, mai ales că s-au mărit salariile în urmă cu un an jumate. Trebuie să facă un efort să reducă și cheltuielile. De tot genul, nu știu, benzină, motorine, toate cheltuielile care are primăria, exceptând cele sanitare. Acolo trebuie să existe limite de cheltuiel pentru, nu știu, pentru testarea populației, pentru ajutorarea populației, dar la celelalte cheltuieli trebuie să facă reduceri, fără discuții. Asta e părerea mea și o spun public oricui, deci trebuie să-și reducă primăriile și nu numai primăria Vatra Dornei, toate primăriile din țară și toți cei care sunt plătiți de la bugetul de stat, cei care sunt plătiți la bugetul de stat, exceptând partea medicală care este în prima linie și partea de învățământ care trebuie să facă față într-o situație mult mai grea acum, în celălalt trebuie să existe totuși o reducere, pentru că altfel cântărim cu două cântări diferite. O parte o să săraci, o să stea acasă și să se ducă în șomaj, pentru că ce o să facem? Acum avem șomaj tehnic. Nu știu cât va continua și cât statul va putea plăti acest șomaj tehnic, care e destul de mare, e 75% dintr-un salar. Nu cred că va continua mai mult de o lună de zile. Restaurantele sau hotelele nu vor putea porni. Patronii de unde vor plăti salarii la, mai departe? N-au de unde, nu încasează niciun leu. Va trebui să trimite personal în șomaj. Deci șomajul este foarte mic. E foarte mic. Și atunci nu este logic ca cei care sunt bugetari, chiar dacă o să mă înjuri că o parte dintre ei îmi pare rău, dar trebuie să gândim moral privind această situație, că trebuie, la o criză toată lumea trebuie să suporte. De la cel bogat, la cel sărac, toată lumea trebuie să se implice și trebuie să suporte acest lucru. Cei șapte care, despre care ați amintit, ați făcut un demers și către primărie sau urmează? Nu, urmează să ne reîntâlnim cu... Așteptăm un răspuns de la partea guvernamentală. La propunere, au fost doar discuții de parte cu ce am putea cere de la Guvernul României în sprijinul nostru. S-au deschis în timpul acestei întâlniri și o discuție asupra cererilor către primăria Vatra Dornei. Vom reveni cu o adresă cât de repede și către primăria Vatra Dornei, tot acest. Și probabil vom mai coapta lângă noi o parte din agenții economici mai... Acum ne-am întâlnit, să spunem, cei mai mari din oraș. N-am chemat pe nimeni din afara orașului. Pensiunile sunt programate din pensiuni în jurul orașului Vatra Dornei, pentru că, în primul rând, nu puteam să ne întâlnim prea mulți, nu era legal și așa am fost la limita, să spunem, da, legii de a ne întâlni și vom face o adresă către primărie pentru a ne sprijini, pentru a veni cu un sprijin, fără discuție. Da, ați discutat și faptul că ce s-a întâmplat în Suceava, lucrurile scapate de sub control, am ajuns pur și simplu ciuma țării. Va afecta și țara Dornei? Da, Dorna, da, și țara Dornei. Acest lucru, dar nu știu, va trebui să susținem, să arătăm că țara Dornei a rămas curată. Încă poate nu e momentul acum să începem prin media, să facem o propagandă că Dorna nu a fost atinsă. Țara Dornilor, ne referim numai la Vatra Dornei, comunele din jurul, bazinul Dornilor a rămas curat și trebuie să recunoaștem că am reușit, echipa care a coordonat acest lucru a reușit să-l mențină în niște limite foarte bune, deci nu avem un număr foarte mare de îmbolnăviri. Testarea care a început și este meritul echipei care s-a ocupat de acest lucru a mers foarte bine, s-au stârpit din fașă niște focare care ar fi putut
să ne ducă într-o situație urâtă, gen Câmpul Lung, care a închis spitalul. Deci la noi s-au găsit două asistente și imediat au fost izolate, imediat au fost așa, încât spitalul a rămas curat. S-au făcut căminul de bătrâni, s-au făcut toate smurdul, toate locurile în care puteau să propage această pandemie. Deci, deocamdată, eu cred că situația este sub control, să dea Dumnezeu să se poată menține mai departe așa, și atunci sperăm să rămânem curați până în vară, când toată lumea spune, specialiștii spun, că această pandemie va scădea, va merge pe panta de coborâre și nu va mai fi așa un mare pericol. Da, eu mă gândesc că după ce trecem cu bine, poate că și administrația și administrațiile din zona, agenții economici din turism se vor regândi la ceea ce am mai spus. Am scris de nenumărate ori în monitorul de Doarna în ultimii 5 ani, și anume că acest brand de țară a Doarnei, să nu zic neapărat să ne detașăm de Bucovina, dar să fim noi, să creăm un brand de țară a Doarnei. Pentru că eu am spus-o, mulți nu au fost de acord cu mine, că noi nu eram beneficiarii acestui brand Bucovina. Totul se învârtea în jurul municipiului Gura Humorului, știm foarte bine ce interese politice au fost acolo, de imagine, s-a făcut stațiune turistică de interes național, știm amândoi cum s-a făcut lucrul ăsta, poate că când ne vom liniști, vom reconsidera această idee, să fim de sine stătători la nivelul mentalului colectiv național, țara Doarnei. Da, este mult de lucru pe această temă. Da. Cred că trebuie ca agenții economici din turism să se întâlnească mai des, să aibă, nu știu, probabil o asociație a lor, fără a fi cu scop politic, deci doar cu scop economic și de viziune în viitor asupra țării Doarnelor. Dar trebuie să treacă această criză care este la orizont și va fi din ce în ce mai greu. Deci nu putem discuta acest lucru mai repede de un an de zile. Asta e părerea mea. Da, până nu scăpăm de această criză, nu putem discuta. Probabil că după un an de zile trebuie să ne, cei care suntem implicați în această activitate, să ne punem la masă și stăm de vorbă. Da, iar la nivel de Valvis Holding Group, cu APA sunt convins că merge foarte, foarte bine. Dar este vorba, vă rog, și a doua problemă pe care vreau să o punctez, ce veți face cu partea de vinuri? Pentru că, măcar așa, pe scurt să ne răspundeți, pentru că toată lumea este îngrijorată de această secetă și de forța de muncă. Deci eu cred că sunt două probleme mari în momentul de față. Unul este seceta, care va afecta tot ce înseamnă domeniul agricol și nu atât în partea de vin, cât în partea de agricultură, pentru că grâul este compromis total. Deci, grupul nostru are în anul acesta, cred că în jur de 3.000 de hectare de grâu plantate. Dacă de grâu, nu vin ploile... De grâu. Nu, de grâu discutăm. Grupul Valvis are și 10.000 de hectare de teren pentru agricultură. Facem agricultură mare în Călăraș. Suntem pe insulă și suntem mai fericiți de cei care sunt în platformă, deci la noi nu este chiar atât de greu afectată cultura. Dar ceilalți care sunt în Bărăgan și în partea aia este dezastroasă. Este dezastroasă, deci va fi o criză alimentară. În toamnă va fi o criză alimentară. După aceea, cred că cel mai grav lucru care vine este criza economică, care urmează acestei pandemii. Deja criza economică a pornit. Dacă citiți, mai citiți și dumneavoastră, sunt convins că citiți ziarele străine și mai uitați ce mai scriu, America este statul numărul unu al lumii economic, cea mai mare putere economică a lumii, spune că întrevede un 40% o scădere a PIB-ului. Asta este ceva groaznic pentru America. Este ceva groaznic pentru lume. Pentru că dacă America e bolnavă, e bolnavă toată planeta. Deci, toate industriile vor suferi. Inclusiv apa, inclusiv vinul. Deci, pentru că industriile nu se va mai vinde, uitați-vă la vânzările de mașini, cum au scăzut. Deci, lumea, vom intra într-o criză economică destul de gravă.
Mulți economiști mari ai lumii spun că va fi la nivelul crizei din 29, ceea ce ar fi groaznic pentru noi. O recesiune, O recesiune groaznică, care vă înseamnă ani de zile de revenire. Alții spun că va fi una mai slabă. Să sperăm că aceia au dreptate și nu va fi atât de gravă, dar încă nimeni nu poate astăzi, nici un mare economist nu poate să prevadă cât de mare va fi criza până la oprirea crizei medicale. Deci nu știm cât de mult acest virus va afecta economia până la oprirea lui. Deci acum vă dați seama că s-au închis o grămadă de industrii, uitați și Dacia la noi a fost închis o perioadă, acum a repornit, încearcă să repornească. Deci toate industriile au avut și vor avea de suferit. Băncile vor avea de suferit pentru că oamenii nu vor putea plăti ratele. Deci urmează o criză economică mult mai gravă decât criza medicală. Mult mai gravă. Iar deci, noi? Asta este marea problemă. Și toate industriile, apă, vin, ori vor să aibă, orice industrie va avea probleme. Iar noi, între timp, de la ultima noastră discuție, ultimul interviu, România a mai primit și un rating de țară scăzut din partea Moody's. Dar era clar că ratingul va scădea. Eu sper că totuși Uniunea Europeană nu ne va scoate afară de la masa împărțirii, pentru că singura speranță, am spus-o și data trecută, este ca Uniunea Europeană să dea niște granturi României și tuturor țărilor, pentru că fără bani nu putem ieși din această criză. Nu știu, 1.000 de miliarde, 2.000 de miliarde, 3.000 de miliarde se discută la nivelul Uniunii Europene. România probabil că are nevoie de 30, de 40. Nimeni nu știe încă de câți bani are nevoie România ca să se repună pe picioare. Deci, da, pentru că uitați-vă la vânzările dintr-un market, dacă intrați într-un market și bănuiesc că mai intrați, din când în când să vă luați cele necesare. Perioada când coșurile erau pline și oamenii cumpărau cu coșurile pline a trecut. Această perioadă a trecut, oamenii cumpără foarte repede ce au nevoie, ies în viteză din market și se restrâng la cât mai puțin. Deci, deja asta este primul semn de criză. Din păcate, astăzi veștile nu sunt bune, lumea trebuie să aibă răbdare cu criza medicală, să reușim să ajungem la capăt și să se aștepte la o criză economică care, din păcate, va veni. Îmi pare rău, dar astăzi sunt veștile. Da, îl așteptăm și pe colegul Daniel Passat să vedem din nou dacă guvernul va veni în perioada următoare, pentru că eu sper că va veni, pentru că altfel dacă nu va veni cu propuneri clare de ajutorare, cel puțin a industriei din turism, va muri cu totul. Trebuie să ne uităm ce fac țări care trăiesc din turism. Grecia, ce va face Croația, Grecia, Italia, care... Bulgaria chiar, de ce nu? Bulgaria, cu litoralul. Nu a fost atinsă foarte tare de coronavirus, nici Grecia n-a fost atinsă de coronavirus foarte tare. Trebuie să ne uităm ce fac ceilalți, pentru că la noi turismul nu reprezenta o sumă foarte mare din bugetul, din total PIB-ul României, dar la celelalte țări reprezenta, la Grecia era un 20%, dacă țin bine minte. Deci, da, să sperăm că speranța moare ultima întotdeauna. Sper că guvernul, până acum, eu cred că au luat măsuri foarte bune, chiar dacă unii le-au criticat, chiar dacă este o luptă politică încă puternică, pentru că este an electoral și toată lumea încă speră la bucate, încă oamenii politici n-au înțeles a României, n-au înțeles că în criză trebuie să uite tot și să-și dea mâna și să caute soluții pentru a ieși din criză, încă continuăm să ne dăm la picioare unii la alții și să pândim electoratul cum îl putem trage din partea noastră. Fie prin cadouri, cum ați avut dumneavoastră ieri un editorial care mi-a plăcut foarte mult, v-am ascultat. Da, vă mulțumesc. Fie prin alte metode de a atrage populația. Astăzi politicienii trebuie să gândească cum ies din criză, cum salvează România. Și dacă au curaj, și a trebuit să aibă curaj, cineva a trebuit să, acum, la această criză, să restructureze România pe niște căi mult mai simple, mai ușoare și să reducem cheltuielile bugetare. Suntem o țară cu o grămadă de bugetari. Trebuie să reducem, să mărim, să micșorăm numărul de comune, să micșorăm numărul de județe, pentru că avem structuri foarte stufoase. Foarte stufoase. Cine are curajul să facă acest lucru, pentru că
Trebuie făcut. România trebuie să se restructureze. Uitați exemplul Poloniei, care s-a restructurat. Nu mai discutăm de ce țările vestice, Germania, Franța sau celelalte, când sunt restructurate. Și atunci, de acolo ar veni un surplus de bani care s-ar putea duce în investiții. Statul acum trebuie să facă investiții ca să dea de lucru la oameni. Să continuăm programul de autostrăzi. Toate, tot ce se poate, banii europeni trebuie absorbiți la maxim. La maxim, pentru că va fi singura sursă palpabilă, deci de venit, pentru că restul vor fi împrumuturi. Și ne vom împrumuta, vom merge la un deficit bugetar de 7, 8, chiar 10%, pe care copiii noștri trebuie să-l plătească. Poate și chiar nepoții. Deci bucuria asta de a ne îndatora și a plăti la toată lumea de toți, de a mări pensiile cu 40% de dragul de a capta un electorat, este o greșeală totală. Deci hai să ne împrumutăm și să trăim. Noi să trăim bine, copiii noștri nu ne interesa ce o să facă mai departe. Este o greșeală totală. Politicienii trebuie să aibă curaj să spună nu putem mări pensiile decât cu 10% sau cu 20%, ci le mărim celor care au pensii mici. Nu mărim pensii de 50 de milioane sau de 70 de milioane sau de 100 de milioane cu 40%. Alea le reducem și ar trebui să existe, dar tot din partea politică trebuie să vină, un model de ajutorare. Adică noi, cei care avem salarii mari, hai să facem un gest pentru cei care au salarii mici sau care o să intre în criză. Hai să ne donăm, nu știu, noi cei din privat putem face acest lucru liber, fără niciun fel de problemă. Dar cei din aparatul bugetar mă îndoiesc că o să facă. Deci trebuie băgată o taxă de solidaritate, să-i spunem, poate sună prea comunist, îmi pare rău că sună așa, dar trebuie, nu putem continua cu pensii de 300 de milioane și de 150 de milioane și ceilalți să n-aibă ce mânca. Nu putem continua. Trebuie să impozităm pensiile nesimțite, că sunt o grămadă de pensii nesimțite. Trebuie să mărim impozitul pe salariile mari. Deci sunt soluții. Sunt soluții, trebuie să vrem. Trebuie să vrem. Până trecem criza. După aia, după ce a trecut criza, România își revine, economia duduie, da, domnule, întoarce-vă la pensii mari, poate, nu știu, vi s-au promis, de cine vi s-au promis. Dar trebuie să... Nu poate să fie o pensie de 700 de lei sau de 1000 de lei. Știu eu, oameni care au 600 de lei pensie după o viață de muncă, 680 de lei, femei în general, așa, sau 1200 de lei sau 1300 de lei și tu să ai pretenții la pensii de 50, 60, 70 de milioane mărite cu 40%. Este o nesimțire. Dar politicienii n-au curaj să o spună. Și pentru că se uită după numărul de voturi. Iar oamenii ar înțelege, dacă ar fi buni comunicatori, dacă lucrurile astea s-ar comunica bine la nivelul președintelui sau primului ministru, lumea ar înțelege acest apel către solidaritate și ce spuneți dumneavoastră. Mă îndoiesc că toată lumea ar înțelege. Mă îndoiesc că o parte din oameni care au ajuns pe niște funcții astăzi datorită că un partid i-a urcat acolo sau așa și au un salariaș frumos și au niște beneficii, vor renunța foarte ușor la ele. Nu. Acești oameni cred că li se cuvine. Chiar cred că li se cuvine. Sunt convinși că este meritul lor că au ajuns acolo, că au fost cineva. Deci, vreau să văd din deconcentratele României, din cei care așa, câți au bunul simț să spună, eu de azi înainte, până trece perioada asta, îmi donez, nu știu, 10% din salariu, să nu zicem mai mult. 10% îl donez, nu știu, într-un un cont pentru a cumpăra măști pentru spitale, pentru a lua, nu știu, teste pentru coronavirus, pentru a finanța o cantină de săraci. Câți vor face asta? Adesea îi vedem și pe consilierii locali, că este plină țara de consilieri locali. Până să-și pună poze pe Facebook. Corect. Deci cât vor face, așa, câți vor respecta scriptura? Așa pentru este. Că nici pe aia nu mai respectăm. La care făceam apel. Ce face stânga, să știe, facă dreapta. Deci când faci un dar, îl dai din toată inima și îl dai fără să știe nimeni. Așa este și... Dacă îl faci. Așa trebuie să... Dar, din păcate, am căzut foarte rău moral. Asta e cea mai mare criză al acestei țări. Corect. Așa, acestui popor.
pentru că moral am scăzut foarte tare. Îmi pare rău să spun asta. Da, dacă tot spuneți că nu o să le convină multora ceea ce spuneți în acest interviu, pe aici, pe acolo, nici acest editorial nu o să placă unora. Cred că de asta v-aș plăcut editorialul pe care vi l-am... pe care l-ați citit. Nu cred că n-am făcut acest interviu cu dumneavoastră pentru plăcerea cuiva. Evident. Ca lucrurile să fie spuse... Și lucrurile trebuie spuse. Și n-am topat niciodată, n-am făcut niciodată lucruri pentru plăcerea cuiva. Și n-am topat niciodată. Corect. Și nici eu nu am scris pentru plăcerea cuiva sau împotriva cuiva. Cine are ochi să vadă emisiunile, cine are urechi să asculte. Chiar un preot Dornean mi-a zis, dacă chiar și critica dumneavoastră, câteodată sunteți, da, aveți o limbă și un... un creion foarte, foarte acid. Dacă e aur pur, e aur pur, dacă oamenii înțeleg că și acest, nu neapărat critica, aceste corecții, aceste atenționări, cum spuneam în editorialul de ieri, o atenționare, nu se poate, cum spuneați dumneavoastră. Adică nu poți să faci virtuta cafală ca să fii văzut. Și eu sunt de aceeași părere cu noastră. Cea mai mare criză a acestei țări este una morală. Și eu vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Ținem aproape. Îl așteptăm pe colegul nostru de platou. Îl așteptăm. Da? Poate vine cu niște soluții mai bune. Ne auzim la jumătatea lunii. Să vă țină, Doamne, sănătos și pe noastră, familia noastră. Multă sănătate și, încă o dată, stați în casă. Să vă audă cine are să vă audă și să sperăm că, așa cum s-a gestionat bine la Vatra Dornei și în zona Dornelor, să fie gestionată și în continuare, oamenii să dea dovadă de înțelepciune și la un moment dat când vom putea face o campanie mediatică la nivel național, oamenii să știe că țara Dornei e curată și că oamenii pot să vină la Vatra Dornei și în țara Dornei. Sigur, trebuie să ne, dumneavoastră, cei din presă, trebuie să ne ajutați la momentul oportun să arătăm că suntem curați și lumea să vină spre Vatra. Încă o dată vă mulțumesc și numai bine! Eu vă mulțumesc, numai bine!